Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod din seria noastră de Custom Subs. Ei bine, avem aici o mapă foarte șmecheră, sper, însă cu un spawn destul de strâmt. Hai să vedem ce avem aici. Avem comenzile, TimeSD, info. Această mapă este făcută 100% de Panda Gaming. Am muncit foarte mult pentru mapa aceasta, sper să-ți placă canalul de YouTube Panda Gaming. Punctele tale sunt emeraldele, ok? Alte comenzi, reguli. Nu sparge blocuri, joacă pe peaceful, distrează-te, nu folosi game mode 1, ok? Poveste. Tu ești un pinguin care și-a dorit să-și cumpere o mașină. Ai stat extrem de mult pe Google pentru a găsi un model de mașină care să-ți placă. Ai văzut un model care ți-a plăcut la nebunie, așa că numai decât te-ai dus spre garaj. Ok, hai să vedem. Keep inventory, mob griefing, peaceful și ne alegem un kit. Iau kitul de diamond, îmi place cel mai mult. Știți că îmi plac diamantele și chestii. Și sabia de diamant și cred că putem începe nebunia. Hai să începem nebunia. Nu prea are scop nivelul ăsta, dar na. Bă, nu-mi place să începi așa, trebuie să fii mini survival mai diferit. Aici trebuie doar să iei din chestul tot ce ai nevoie, dar ai grijă să sunt capcane, fii foarte atent la cheița chestului. What cow lor? Diamond ore, lemn, iron. Ok, nimic. Bă, nu văd capcane. Chiar nu văd capcane. În fine, ideea e că am luat aici materialele necesare, bănuiesc. Facem un crafting table. Facem niște bețe, bănuiesc. Punem crafting table-ul. Deci noi ce trebuie să facem aici? Doar să luăm chestiile din chest. Ok, e un mini survival mai diferit. De ce le-am pus astea să le iau la loc? Nu înțeleg. Bă, are sens. Adică nu e tocmai cel mai interesant nivel, dar are sens. Îmi place ideea totuși, știi? Ok, astea trebuie să le punem și să le luăm, pentru că normal altfel nu se poate. Și trece o mașină pe stradă la ora 1 dimineața, nu întrebați de ce, nici eu nu știu. Dar da, se mai întâmplă. Ok, hai să prăjim astea foarte repede. După care punem diamantele aici, le luăm, facem târnă cop și aia e. Da, trece lumea pe stradă, nu contează, nu luați în seamă sunetele de pe fundal. Ideea e că e destul de târziu și sincer nu mă așteptam să fie oameni care să treacă pe strada asta, având în vedere că e o stradă... O stradă destul de pustie în general, adică, na, cine mai trece pe aici sunt copii care vor să mă strige pe mine, care nu prea au altceva de făcut. Și oamenii ăștia, da, cu mașinile noaptea, pentru care nu prea trece nimeni. Bine, glumesc, hai să vedem ce facem aici. Luăm 3 diamante, facem foarte frumos un târnăcop. Și putem să trecem acum la următorul nivel. Ok, a fost un mini survival puțin mai diferit. Mi-a plăcut. Adică nu a fost mini survival din ăla default, să ne plictisim, să stăm 50.000 de ani. A fost un mini survival mai mișto. Deci mi-a plăcut. Big like pentru chestia asta. Ideea e, fraților, că ieri am primit o viteză mai bună de internet. Am acum undeva la 100 de mega, gen, și aplaudez. Am pus asta din greșeală. Vă dați seama că l-am pus aici din greșeală? Am vrut să-l pun în stânga acolo. În fine, ideea e că aplaudez acum foarte repede. Aplaudez în 10 minute un videoclip de 20 și ceva de minute. În 5 minute un clip de 10, ceea ce mi se pare foarte șmecher. Next. Bun. Hai să trecem. Uită-te în spate. Info. The dropper. La acest nivel va trebui să sar pe lâna corectă. Spawn point equal downfall time set day. Hai să vedem. Ok, pe lâna corectă. Ok, de unde știu eu care e lâna corectă? Nu prea am de unde să știu. Kill. Bă, unde-i lâna corectă, frate? Oh my god. What? Ok, cred că a fost bug. Cred că a fost bug și nu e bine. Dar cred că lâna... De ce mă lovește? Bă, frate, de ce nu sare? Hai, e lână simplă aici. Bă, mai devreme o sări puțin, what the fuck? Și de ce nu mor aia, mă întreb, aici? Oh, nice. Holy shit, pe nu m-a pus acolo. Bă, ești nebun, e destul de greu de dropper ăsta. Dar îmi place. E... What the fuck? Deci tocmai se bat pisicile afară, cred. Nu știu dacă puteți auziți sunetul ăla. Ok, foarte frumos. M, avem aici un M. Bravo, ai terminat nivelul 2. Next level. Avem un A.
Deci cred că se bat pisicile afară, mă jur, sau niște sunete. Pune chestul ăsta, itemele. Time set day to well done for new spawn point info. Find the objects. La acest nivel va trebui să găsești cele 9 obiecte care sunt puse în item frame-uri pe lângă acest buton. De lângă acest buton, ok. Deci o chestie de asta de făcut trap chest-uri, un buton de lemn, o lalea, un sponge, o ață, un cap de schelet, un glowstone, chestia asta și un guard. Bă, fraților, v-aș ruga pe toți, în cazul în care n-ați făcut-o după ce ai terminat apasă, ok? Dacă n-ați făcut-o, să vă uitați la Room Tour, pentru că e un clip foarte special de 200.000 de abonați, în cazul în care... Ok, cred că ați întrebe, sper că ați întrebe, că dacă nu-mi trebuie ați e nasol. Da, am pus clipul special pentru 200.000 de abonați, sper că vă place, sper să fiți încântați de chestia asta, eu momentan nu știu ce feedback am primit, pentru că îl filmez ăsta cu o seară înainte, gen, vă dați și voi seama. Dar o să văd, avem nevoie și de glowstone parcă. Ok, facem două de astea, nu știu ce facem două, dar facem să fie. Și bănuiesc că trebuie să urc și acolo, uite, văd chestia aia de făcut trap chest-uri. Nu știu exact cum se numește, dar știu că poți face trap chest-uri cu ea. Și acum cred că trebuie să urcăm și pe aici să mai luăm ceva sau nu mai avem nevoie de nimic. Cred că avem tot, ok, văd acolo niște porci într-un minecart chestii. Ok, hai să vedem dacă ne mai trebuie ceva. Bă, hai să iau din arbă, să iau un seed, perfect, foarte frumos. Și hai să punem itemele pe care le avem. Asta, asta, asta. Ok, ață. Capul, unde e capul ăla? L-am pus. Glowstone am nevoie. Laleaua, n-am găsit laleaua. Uite laleaua aici, foarte frumoasă. Ok, mai avem nevoie de ceva? Cred că mai avem butonul ăla, nu-l mai trebuie neapărat. Așa. Sponge-ul. Bun, și ne mai trebuie butonul de lemn. Hai să-l căutăm. Nu știu exact unde ar putea fi, dar sunt și pe aici. Dar bănuiesc eu că ar fi prin copacul ăsta, că e destul de pare copacul ăsta că sunt multe chestii în el, dar nu știu dacă chiar sunt. Ok. Nu e aici. Nu e, nu cred că e aici. Cred că butonul e prin alt loc, hai să-l căutăm. Oh, uite butonul! Holy shit, era exact în locul în care nu mă așteptam eu să fie. Un loc destul de... Ok, l-am pus din greșeală aici. Un loc destul de... Ok, avem toate... Stai, ce? 9 iteme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 iteme. Ok, ăsta e pus aici ca să acopere locul, chestii. Ok, după ce ai terminat, apasă. Am luat punctele tot. Hai să vedem ce avem aici. Time set day info. Trage cu arcul. La acest nivel tu va trebui să tragi după toate animalele cu arcul. Nu este neapărat să le omori, dar este necesar să lovești măcar o dată cu săgeata. Ok. A, da, era să uit, nu ai voie să treci de lână albă. Dacă distrugi un cart, ai minus un like. Oh my god. Arc și săgeți. Un X. După ce ai lovit toate animalele. Păi văd doar un animal aici. Sau sunt plecate? Nu, văd decât un animal. Văd un singur animal, fratele meu. Oh my god, am lovit un cart. Nu e bine. Ok, am lovit odată animalul. De ce? Nu știu, văd doar un porc aici, fratele meu. A murit o vacă aici? Ok, aparent era doar un porc. Hai să-l omorâm. Îmi pare rău, porcule, dar trebuia să facem asta. E greu, frate. Nu știu dacă poți să omori animalul fără să lovești minecart-ul, din câte știu eu, nu prea. Dar probabil poți, în fine, nu-mi dau cu părerea pentru că probabil poți. În fine, hai că am făcut nivelul ăsta, nu l-am făcut exact așa cum ai zis tu. Pentru că n-aveam cum, dar e ok și așa. Bravo, mi-ai terminat mapa, sper că a fost o mapă bună. Două note m-am pe mai vrei mape de la mine. Îți place mașina, m-am chinuit extrem de mult pentru a face o comandă pentru a o sumona. What? Care a fost proba ta preferată? Scuze dacă ți-am făcut capul extrem. Dacă nu ți-am făcut capul extrem de bine, dar nu prea mă pricep. Mă pricep să fac capete de playeri. Nu mă prea pricep. Ok. Canal de YouTube Panda Gaming. Avem aici car. What? Dacă mai vrei să te joci cu mașinuțele din ce... Holy shit! Cât de tare chestia asta. LOL. Holy fucking shit. Ok, o să-i dau nota 10 mapei doar pentru mașinuța asta, că îmi place foarte mult. Am o mașină, mașina perfectă. Bun, fraților, deci cam atât cu acest episod din seria noastră de Custom Subs. O să-i dau nota 10 mapei pentru că mi-a plăcut
felul în care a făcut mașinile astea. Bun, a fost o mapă destul de bună. Dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri. Eu am fost Max și nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri. Pa, pa!